A doua parte a emisiunii discutăm despre iminentul conflict armat din Ucraina, de la granița Ucrainei și Federației Ruse, cu știrea acum câteva ore, președintele Ucrainei a cerut țărilor occidentale și partenerilor Ucrainei să ofere informații dacă există posibilitatea de invazie a Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei. Dacă cineva are informații, da, sună ca un fel de apel disperat, are cineva informații suplimentare cu privire la o posibilă, la o posibilitate de 100% a invaziei, ar trebui să ni le ofere, spune președintele Ucrainei cu referire la ce se discută și toată situația care evoluează de la zi la zi prost în zona, repet, graniței dintre Ucraina și Federația Rusă. Facem dezbatere, am doi invitați speciali în această seară, domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe și ministru justiției. Bună seara, mulțumesc. Bună seara. Pentru prezență. De asemenea, domnul profesor Arman Goșu, profesor istoric, unul dintre cei mai buni analiști pe spațiu ex-sovietic pe care îi avem. Bună seara, domnule profesor. Bună seara, mulțumesc. Haideți să vedem prin atât declarațiile președintele Ucrainei, să vedem ce l-a iritat atât de tare pe Zelenski, ce l-a supărat. Presa Time Ucraina relatează că Zelenski are o supărare sau ar fi supărat și inclusiv pe partenerii americani, pentru că ar ascunde informații vitale privind invazia, o iminentă invazie a Federației Ruse, discutată sau posibilă, probabilă, după Jocurile Olimpice din China. Haideți să vedem declarația și să intrăm în dezbatere. Ми розуміємо про всі ризики, розуміємо, що ці ризики є. Якщо є якась у вас чи у будь-яких людей додаткова інформація щодо 100% вторгнення, починаючи з 16 числа, в 100% вторгнення Російської Федерації в Україну, I have to speak with our people like like a president and say people truth and the truth that we have different information and now the best friend for enemies that is panic in our country and all this information that helps only for panic doesn't help us. Iar panica se referă la informațiile apărute deja în spațiu public ca diplomați, cetățenii ai Statelor Unite, cetățeni europeni care sunt avertizați să părăsească Ucraina în perioada următoare pentru că nu li se mai poate asigura protecția și siguranța în perioada următoare. Domnule Diaconescu, e foarte grav. E o situație care poate fi depășită diplomatic sau credeți că s-au terminat discuțiile și negocierile? Am văzut chiar astăzi, documentând emisiunea, încă o dată imaginile cu Vladimir Putin care îl sfidează, care îl umilește pe președintele Franței, tot ce s-a întâmplat în cursul săptămânii. Da, într-adevăr, acea gestică era adresată nu numai președintelui Franței, cât și întregii Europe. Președintele Uniunii Europene, ca să spun așa, Franța a intrat la rotație. În egală măsură era un președinte în fața lui Vladimir Putin interesat să proiecteze în Europa o imagine de pacificator, de stabilizator al situației. În al treilea rând, președintele Franței, Franța este partea grupului Normandia și a puterilor europene care alături de Germania și Federația Rusă încearcă să stabilizeze situația din Ucraina după ce s-a întâmplat în 2014. Deci, din această perspectivă, semnalele de dezinteres, de neglijare a ceea ce transmitea președintele Macron sunt preocupante. Într-adevăr, sunt pentru opinia publică prea mult vizual din această perspectivă. Nu putem crede că discuția, să zicem, confidențială a fost la fel de distantă. Dar situația pe teren este cât se poate de gravă. Practic, Ucraina în acest moment este înconjurată. Marea Neagră este blocată.
militar și la nord și la sud. De exemplu, Ucraina, dacă în acest moment ar dori să exporte cereale, să spunem, n-ar putea folosi decât portul Constanța. Cum se leagă lucrurile. Marea Azov, strâmtarea Kerci sunt în acest moment practic sub control militar al Federației Ruse. Din partea de nord, Belarus, exerciții militare care sunt clar și ostentativ orientate spre Kiev. Iar în partea de vest, trupele masate de către Federația Rusă arată cât se poate declar prin toate elementele de dispozitiv militar, aici militarii știu mai bine cum stau lucrurile, dar din câte am înțeles, inclusiv rezerve de sânge și spitalele sunt amplasate în zonă, îndeopște astfel de elemente logistice nu fac parte dintr-un exercițiu militar. Domnule Goșu, există posibilitatea discutată în presă sau prezentată în presă ca Federația Rusă să atace prin Belarus, oarecum cu mantă, cum ar veni practic Belarusul să fie atacatorul? Nu, Rusia dinspre Belarus, sigur că Belarus sunt 30.000 de soldați, a început nu, pe 10, când e 10. O să stăm în 13, acum 3 zile am început manevre militare importante la care participă 30.000 de soldați. Președintele Putin, am văzut după discuția cu Macron de ieri, a sunat iar pe Lukashenko ca să-i comunice ce discută el cu NATO și cu țările membre în formatul Normandia. Deci, da, ar fi o lovitoare, ar fi din punct de vedere tactic o lovitură importantă, pentru că din Belarus, de la nord, tu poți să ataci mai ușor capitala și poți să cazi în spatele trupelor ucrainene. Sigur, noi facem diverse scenarii. Asta nu înseamnă că aceste scenarii sunt probabile sau în acest moment, pur și simplu, ce vedem? Clar vedem Marea Neagră blocată, cum bine atrage atenția și domnul ministru Diaconescu. Practic, sunt 30 de nave importante din flota militară a Rusiei care sunt în Marea Neagră. Începe un exercițiu masiv mâine acolo, inclusiv nave aduse din flota Pacificului. Avem un dispozitiv impresionant de vreo 140.000 de militari la frontiera Rusiei cu Ucraina, iar practic Ucraina în acest moment este într-o menghină, sud, nord, est. Dar asta nu înseamnă, repet, s-ar putea să asistăm la continuarea unui joc diplomatic, o presiune enormă pe care Putin o pune asupra Ucrainei, dar nu uitați un lucru foarte important. Putin se folosește de Ucraina ca de un instrument. Relația lui este cu NATO. Obiectivul lui Putin este să obțină o modificare a întregii arhitecturi de securitate rezultate de în urma destrămării Uniunii Sovietice. Poate că ăsta este scopul maximal, domnule profesor, sau scopul imediat este să obțină federalizarea Ucrainei, după care poate federalizarea Republicii Moldova și crearea unui coridor sanitar. Credeți că este posibil să obțină din partea NATO concesii de natură de a îndepărta facilități militare de pe teritoriul României și Poloniei? E posibil așa ceva, să cedeze NATO? Nu știm ce concesii vor face NATO, nu știm ce negocieri vor fi. E greu de presupus așa ceva, e un scenariu foarte puțin probabil. În același timp, sunt și niște semnale, de fapt, în răspunsul dat de 26 ianuarie, de americani, de NATO, răspunsul care a fost dus de ambasadorul american la Moscova, că americanii sunt dispuși să discute, dar să discute pe niște negocieri de armament strategic, pe niște clase de rachete, adică continuarea discuțiilor care începuseră, de fapt, anul trecut în vară, după summitul de la Geneva. Amintiți-vă, summitul de la Geneva în mijlocul lunii iunie, la mijlocul lunii iulie a avut deja o primă rundă de negocieri la Geneva. A urmat o altă rundă în septembrie, când deja partea rusă părea că nu o luase razna. Dar acele negocieri, pentru acele negocieri, americanii
oamenii și NATO are toată disponibilitatea acum, că acele negocieri sunt foarte departe de ceea ce dorește Rusia în acest moment și e greu de crezut că, dar în același timp, nu, și Rusia, dacă se resetează așteptările, acele negocieri pot continua și ajunge totuși la un rezultat, la încheierea unor documente internaționale, pentru că ce se întâmplă? Documentele internaționale care se ocupă de reglementarea aceasta armamentului sunt vechi, nu? Practic, tot sistemul de securitate, pe ce s-a bazat? S-a bazat pe Helsinki, pe 75, da? Și după venirea lui Gorbaciov la putere în 85, încep negocierile cu occidentalii, deschiderea, întâlnirea cu Reagan, apoi cu Bush. Bun, atunci se semnează cele mai importante tratate, nu? Care au reglementat, din care Rusia a ieșit în ultimii ani. Dar e clar că e nevoie de un alt corset care trebuie și la negociat. Era o ocazie să negociez așa ceva. Pot să compar situația din 72, 76, 74, când încep negocierile pentru Helsinki, cu ce se întâmplă astăzi. Că și atunci păreau că americanii erau după Vietnam, americanii păreau să piardă poziții în Africa, în America Latină, sovieticii erau în plină ofensivă și totuși rațiunea a învins, s-au așezat la masă, au negociat 2 ani pentru Helsinki și a rezultat acel tratat. Poate că tema asta cu retragerea NATO din regiune să fie o condiție maximală imposibil de acceptat pentru NATO, pentru Occident, și consecința sau de fapt ținta reală, cum spuneam, să fie federalizarea Ucrainei și intrarea Federației Ruse cu trupe militare, cu ce s-a întâmplat în Crimea, cu practic cu o preluare a teritoriilor ucrainiene istoric apropiate de Imperiul Rus, da, până la urmă, și să fie de fapt o problemă a lui Putin de a proiecta faptul că este un lider cuceritor, de a anexa teritorii, și că de fapt toate discuțiile astea despre NATO să fie, repet, motive, un casus belli de motiv pentru Putin pentru a intra în Ucraina. Ucraina e un pretext. Dacă faceți o analiză care să se centreze doar pe Ucraina, eu cred că pierdem esența acestei dispute. Bun, da. Și atunci, mai simplu spus, ce se va întâmpla cu Ucraina dacă e un pretext? Poate fi scăpată din gheara Federației Ruse Ucraina prin tratate, prin negocieri de astea diplomatice, sau soarta ei pecetluită? Păi nu, ce vrea Putin? Putin vrea să ia toată Ucraina, da? Cu totul? Cum poate să ia toată Ucraina? Păi, el a încercat până acum să o ia punând presiune pe Paris și pe Berlin. Formatul Normandia, da? Formatul Normandia cu nemți și francezi, care să vină să pună presiune pe Zelenski. Zelenski să fie cel care semnează, pune în operă, pune în execuție acordurile de la Minsk, da? Ce înseamnă acordurile de la Minsk? Înseamnă să ancorezi foarte tare Ucraina în spațiu rusesc. Da? Ucraina pentru următoarele decenii rămâne acolo. Asta înseamnă că două județe, imaginați-vă, Constanța și Tulcea, iau prizonieră o țară întreagă. Adică tu nu poți lua nicio decizie la București dacă nu ai acordul acelor două județe. Da? Asta vrea Rusia. Pe ce s-au certat acum la Berlin, unde s-a dus Cozac să negocieze 9 ore? Pur și simplu, ucrainienii, Ierma, care a condus delegația, dar și mediatorii francezi și germani, au refuzat să accepte să menționeze în nota de final a discuțiilor că Ucraina este obligată să și asumă obligația să discute cu reprezentanții acestor două entități separatiste, schimbarea legislației și organizarea de alegeri anticipate. Da? Deci e o diferență de interpretare. Dacă vă uitați pe acordurile de la Minsk, sunt 13 articole. Articolul 13, ultimul, e ceva tehnic, nu știu ce se întâmplă. 11 și 12 sunt articole importante pentru Rusia. Acolo spune, trebuie modificată Constituția, trebuie făcută Federație Ucraina, trebuie organizate alegeri în urma căror
Ucrainenii spun, nu, primele articole sunt importante, 11, 12, când le-a venit rândul. Și care sunt primele articole? Păi să retrageți armament, să retrageți muniția, să scoateți mercenarii de acolo, să ne dați să punem grănicerii pe frontiera ruso-ucrainiană, să o apărăm noi. Rușii spun, nu, păi cum adică? Și tot voi să organizați pe aceea. Deci, eu am încercat Steinmeier pe vremea când era ministru de externe să organizeze, nu pe secunde, a zis pe etape, era formula Steinmeier. N-a funcționat nimic. Bun, nu funcționează, Putin eșuează să pună mâna pe întreaga Ucraina. Atunci ce rămân? Ce alte variante rămân? Că Putin nu vrea nici Donbass, Putin nu vrea nici culoar până la Crimea. Putin vrea toată Ucraina, da? Să fim înțeleși. Dar o vrea ca teritoriu, domnule Goșu, o vrea ca teritoriu anexată în Federația Rusă sau o vrea ca stat federat pe care să-l controleze și să-l controleze politic și să-l administreze practic printr-un sistem politic, ca un fel de Kazakhstan, ca un fel de Kazakhstan, adică să aibă un leadership permanent, fără probleme politice, în capitală la Kiev și un stat liniștit, neutru, prietenos, din care nu apar surprize. Ce te faci cu vreo 30 de milioane de ucraineni, 25 de milioane, care nu vor asta, exceptându-i pe, nu știu, cei 5, 7, 8 milioane, poate, care sunt în zona de est, care ar accepta o formulă de asta. Îi ameninți cu războiul, îi ameninți cu invazia, îi ameninți cu embargo economic. Îi ameninți că îi bați, că îi cucerești, dar da, totuși 25 de milioane de oameni vor pleca genunchiul? Asta e întrebarea așa simplu, da, pusă problema. Acordul Normandia, practic, cum foarte bine spunea domnul profesor Arman Goșu, acordul Normandia, practic, este o îngenunchiere a Ucrainei. E drept că parte la acest acord au fost și două state importante europene, Germania și Franța, dar sigur nu le putem aduce un reproș foarte mare, nu pentru că este vorba de Germania și Franța, ci pentru faptul că acordul Normandia a apărut, să nu uităm, după ocuparea efectivă a Ucrainei de către Federația Rusă, când nimeni nu știa unde se opresc. Deci a fost singura variantă de compromis. Decât să ia Kievul atunci. Exact, de singura variantă de compromis. Atunci Federația Rusă, acceptând ca Parlamentul de la Kiev să ia în discuție aceste 13 puncte pe care le-a prezentat domnul profesor. Sigur, din această perspectivă, era extrem de greu pentru un parlamentar oricărei țări care se dorește democratică să accepte, de exemplu, ca o zonă Donbass-Lugansk, într-adevăr, să dicteze în legătură inclusiv de politica externă a Ucrainei. Da, sunt tot în ideea de condiții inacceptabile și, până la urmă, de transformarea Ucrainei în federație. Și ce mai spunea dânsuși este cât se poate de corect. Practic, aici este dilema majoră, dilema fundamentală. Este între actul final de la Helsinki din 1975, anume integritatea teritorială, respectul frontierilor, neamestecurile, cum se spunea atunci, neamestecul în treburile interne, și o Ialta 2. De fapt, ce dorește Federația Rusă, o reîmpărțire a zonelor de influență, ce excede în mod categoric intereselor de securitate ale Ucrainei și, evident, se răsfrânge asupra Alianței Nord-Atlantice. Da, plec de la... Am citit multe articole, evident, traduse din presa ucraineană. Era o declarație, mi-aduc aminte, că așa mai belicoasă a unor ofițeri ucraineani, că să nu creadă rușii că pot intra atât de ușor, că o să așteptăm cu rachete Javelin, făcând trimitere la faptul că au primit armament din partea Statelor Unite destul de consistent în perioada asta armata ucraineană. Domnule Goșu, pot rezista ucrainenii la un război așa cum vedem și harta asta? Belarusul e foarte aproape, granița Belarusului este foarte aproape de Kiev, nu știu cât e acolo în kilometri, dar cred că e la mai puțin de 100 de kilometri sau ceva de genul ăsta. Deci, practic, ar putea rezista armata ucraineană chiar dotată cu armament, cu tehnică militară performantă venită din Statele Unite? Nu mă știu, refer la aș proteja simbolic capitala, pentru că dacă vor cuceri Kievul, nu? Cred că data trecută s-a oprit în proximitatea, când au atacat Georgia, s-a oprit... Lângă proximitatea Tbilisiului. Da, lângă Tbilisi. Adică, pe mai simplu spus, dacă vor putea rușii să cucerească Kievul și simbolic să învingă Ucraina, să o înfrângă armată.
Eu presupun că decidenții ruși sau Putin însuși e ceva mai inteligent și se întreabă, bun, ok, ocup Ucraina și a doua zi după ce termin de ocupat Ucraina ce va fi? De fapt, asta e problema. Ce se va întâmpla a doua zi după ce? Pornind de la ce spunea domnul Diaconescu, că i-ar fi plăcut lui Putin să aibă în Ucraina un regim prietenos. Ca să ai un regim prietenos politic în Ucraina, să zicem, mai putea să organizezi niște insurecții cu serviciile secrete, să aduci un lider, să aduci la putere, pur și simplu, să scap de Zelenski, să aduci un lider politic prietenos, prorus. Declară o orientare prorusă a guvernului. Ce înseamnă? Înseamnă război civil. Da, să nu vă închipuiți că vestul Ucrainei o să stea cu mâine în sân. Ce înseamnă să ocupi militar Ucraina? Înseamnă război de partizani. Deci pentru că Putin a eșuat în a pune presiune prin intermediul occidentalilor, Germaniei și Franța, să-l oblige pe Zelenski să accepte lectura rusească a acordurilor de la Minsk, și aici e discuție, deci așa lectura rusească a acordurilor de la Minsk, Putin acum are de ales între război de partizani sau război civil în Ucraina. E o alegere foarte grea. Alternativa este să te mulțumești cu fâșii, cu Donbas, pe care de fapt îl controlează. Acolo la 600.000 de pașapoarte, niște. 260.000 de oameni au participat la alegerile parlamentare din septembrie. Economic, întreaga zona Donbasului, nu tot Donbasul, Donetsk și Lugansk, Republicile Populare mai precis. Adică undeva 7-8.000 de kilometri colo, 7-8.000 de kilometri pătrați dincolo, da? Da, sunt ale rușilor. Asta deja sunt în zona rusească, economică. Nu, participă la viața economică din Rusia. Oamenii cumpără și vând cu ruble, nu cu grivnă, atenție. Deci să mulțumește Putin doar cu puțin probabil. După o să facă război pentru un culoar care să lege de la Mariupol până în Crimea, pentru că are nevoie, practic. E o dramă ce se petrece cu Crimea, e o deșertificare incredibilă în câțiva ani. Deci o să avem o Sahară în lângă Marea Neagră din cauza faptului că n-au cum să aducă apă. Podul peste Cher, să știți că e micut, n-are cum să ofere militar, apă, alimente. Da, și practic ai cucerit un teritoriu pe care nu ai populație, n-ai niciun fel de avantaj economic de Ucraina, ia gândiți-vă, restul Ucrainei ce faci? Deci va trebui imaginată o soluție, nu? Cu americani, cu occidentali, cu și cu rușii la masă, în care găsit o soluție pentru Ucraina, o soluție, cum să spun, care să detensioneze și situația cu Rusia, în același timp occidentalii să nu facă niște concesii foarte mari. Și oricum nu-i vorba de principii. Aici că nu pot spune Ucraina de mâine are porțile NATO închise. Poți imagina o soluție de finlandizare a Ucrainei, dar va fi foarte greu de negociat așa ceva și nu, de ce ar accepta UE Ucraina în granițele sale și NATO să zic, păi, ca să fii stat neutru, sunt niște cheltuieli incredibile, nu? Are o armată, super armată Finlanda, are super armată Suedia, are super armată Elveția. Astea sunt state neutre care sunt solide. Și își pun Finlanda și Suedia problema aderării la NATO, că s-a amenințat de Rusia. Da, păi cum credeți că Ucraina ar putea 50% din buget să dea la apărare? Da, întrebarea este în ce măsură Federația Rusă se mai poate teme de sancțiuni economice și o să vedeți declarația unui diplomat rus în legătură cu chestiunea asta. Pare că pe ruși nu-i mai sensibilizează lucruri de genul ăsta. Și o altă întrebare la care ar fi interesant de răspuns, că domnul Goșu cunoaște foarte bine atmosfera din Ucraina, în ce măsură poporul, ucrainienii vor fi dispuși să poarte un război fie de partizani, cum spuneați, fie să participe, să se angreneze într-un război civil, da? Cu o putere politică la Kiev controlată de Moscova și practic țara să fie ruptă în două și angrenată într-un război.
înțeleg din ce am citit din presă, din articole traduse, că sentimentul naționalist a crescut puternic în Ucraina după invazia din 2014 și că tinerii, cel puțin, sau parte importantă a populației active din Ucraina nu zice nu, adică e dispusă să se lupte pentru Ucraina cu arma în mână. Haideți să vedem pe ruși declarând că nu îi prea interesează, probabil că declarațiile diplomatului rus, cum se numește, Tatarințev, da, Victor Tatarințev, are legătură probabil cu întâlnirea dintre Putin și președintele Chinei Xi, unde evidentă pentru toată planeta că relațiile dintre Federația Rusă și China s-au apropiat, probabil că au negociat chestiuni economice pentru a scoate Rusia dintr-un clește de ăsta al sancțiunilor economice. Într-un interviu fără menajamente, Victor Tatarințev, ambasadorul în Suedia, a declarat pentru un ziar local că cu cât Occidentul face mai multe presiuni asupra Rusiei, cu atât mai puternic va fi răspunsul rusesc. El a afirmat că Rusia a devenit mai autosuficientă pe fondul amenințării cu sancțiuni și a acuzat Occidentul că nu îi înțelege țara. Am fost capabili să ne sporim exporturile. Nu avem brânză italiană sau elvețiană, dar am învățat să fabricăm brânză rusă la fel de bună utilizând rețete italiene sau elvețiene. Noi sancțiuni nu ar aduce nimic pozitiv, dar de asemenea situația nu ar fi atât de gravă cum spune Occidentul, a explicat ambasadorul rus. Comentariile sale au fost făcute în contextul în care fotografii dramatice au arătat membrii personalului american al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care își fac bagajele și părăsesc orașul Donetsk, aflat sub controlul rebelilor în estul Ucrainei. Ambasadorul Victor Tatarințev a dat însă asigurări că Rusia încearcă să evite un război. Se estimează că de-a lungul graniței Ucrainei sunt adunate aproximativ 130.000 de trupe rusești și o putere de foc semnificativă. Da, foarte încântat ambasadorul că au descoperit, au inventat brânza rusească pe rețetă italiană. Da, era încântat. Domnule Goșu, sancțiunile economice, Federația Rusă mai poate fi stăpânită, aici mă refer și la chestiuni care vizează exportul de gaze, marfa lor valoroasă pe care o exportă în Germania, cu precădere și în Europa. Au trebuie să ținem seama de faptul că totuși Rusia nu e Coreea de Nord, nu e nici Iran. E foarte greu o șesime din suprafața globului tu să o excluzi. Rusia are resurse, are rezerve. Sigur că Europa, până la urmă, s-ar putea descurca, mai ales că nu e o iarnă atât de grea, și găsi un locuitor. Da, bun, anul ăsta. Nu știm pe viitor, dar putem imagina în Uniunea Europeană și alte modele de asigurare a gazului și petrolului. La alt preț, problema este că e foarte complicat să tai, să excluzi Rusia. Sigur, contează acele presiuni. Contează enorm. Nu vă luați după propaganda ambasadorului rus în Suedia. Contează, dar să știți, contează mai mult pentru clasa, pentru colegii domnului ambasador și pentru elita de la Kremlin, nu pentru oamenii. Da. Pentru miliardarii ruși în special, apropiați de Kremlin, da. Exact. Că nu oamenii de rând și țin, nu, fiica lui Lavrov e la New York într-un penthouse, nu s-a mai întors în Rusia și uitați, vorbească rusește, sau fiica lui Peskov, nu, purtător de cuvânt al Kremlinului, e în centrul Parisului într-un super apartament. Nu amărâți de... E o idee foarte interesantă. Eu cred că presiunea asupra lui Putin poate fi făcută indirect către această oligarhie care conduce de fapt Federația Rusă economico și politico-economică, în care practic politicieni și demnitari importanți din Federația Rusă sunt miliardari, sunt multi miliardari, oameni extrem de bogați și de regulă și-au dus averile și proprietățile și au proprietăți importante în Occident și peste ocean, dar în special în Europa, în Marea Britanie. Da, și poate că Putin poate fi determinat prin presiune, da, financiară asupra acestei oligarhii. Mai simplu spus, o să le ia tovarășii și de drum pe Vladimir Putin să spună: prietene, ne pierdem averea organisită în ultimii 20 de ani și nu e bine. Da, pentru nimeni. Corect. Un val de sancțiuni la o intervenție militară care nu înseamnă neapărat ocuparea întregii Ucraine.
până la urmă și o intervenție limitată, cum bine s-a spus aici, inclusiv spre peninsula Crimeea și tăierea aprovizionării cu apă, sau spre Mariupol, care e un centru industrial și un port în egală măsură la Marea Azov, extrem de semnificativ privind exporturile în regiune. Toate aceste sancțiuni economice nu sunt de joacă, după părerea mea. În al doilea rând, povesteau americanii. Cine sunt militarii de pe frontieră? Sunt tineri de 19-20 de ani care n-au trăit în URSS. Ei sunt oameni care stau pe internet, ei sunt oameni care văd și alte opinii și alte păreri și la rândul lor înțeleg, cu toată disciplina și rigoarea militară, cum privește lumea largă, lumea liberă, în care, da, și cei bogați, dar probabil nu numai ei, trăiesc cât se poate de liniștiți, o astfel de situație. Și față de ei trebuie să te adresezi într-o formă sau alta, că au stat și au petrecut Revelionul și Crăciunul în barăci, așteptând un ordin într-un sens sau în altul, la cel mai înalt nivel de alarmare. Nu e puțin. Toți băieții ăștia au acasă familii, au copii, sunt în egală măsură cetățenii Federației Ruse, destul de preocupați și nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă și de ce acest tip de izolare a Federației Ruse față de restul lumii. Da, e adevărat. La un moment dat, cum să vă spun, sancțiunii în ceea ce privește coridoarele de energie sunt cu dublu sens. Sigur, ai probleme cu energia în Europa și aici, mă rog, în acest moment Casa Albă discută cu, sper că suntem și noi în această discuție, Casa Albă discută cu von der Leyen, șefa executivului, diverse variante alternative în ceea ce privește energia. Pentru Polonia e mai ușor să aduci gaz lichefiat, pentru România, care are regimul strâmtorilor în Marea Neagră, e ceva mai complicat. Dar, mă rog, asta este o altă temă. Dar nu poți să faci din Ucraina Siria. Nu poți să o transformi în război prin proxy, cum păi de ce s-a întâmplat. Păi în varianta cu partizan sau război civil ar fi două, teoretic, da. Două armate, una finanțată și sprijinită de Federația Rusă, cealaltă de Occident, care s-ar confrunta cu un război civil. Corect, Moscova știe foarte bine care e prețul dacă se intervine de așa manieră și, mă rog, un stat, raportul de forțe, din câte am înțeles, 10 la 1 în favoarea Federației Ruse, raportul militar. Dar trebuie să guvernezi ce ocupi. Nu e o situație foarte simplă și în condițiile în care, de exemplu, sau Germania... Sau nu ocupi că o ții încă un conflict în desfășurare, da? Sunt costuri enorme. Da, e adevărat, sunt costuri enorme. Să nu și folosești Ucraina ca și poligon de, nu știu, de... Poți să faci de cu... training militar. Poți să faci apropo de asta, domnule Goșu, care e atmosfera la Moscova? Vor rușii să intre să-i bată pe ucrainieri, mai simplu spus... Sau de ce? Adică ce opinia publică, presa din Moscova, da? Cum se raportează la popor? La războiul posibil? A spus bine. Oamenii cred că ei luptă împotriva americanilor, nu împotriva ucrainienilor. Cred că ucrainienii sunt un fel de proxy americanilor și că ei de fapt... Ce vin să-i cucerească asta, sau care e logica? Asta propagandă. Păi da, propaganda nu prea are logică, adică ei sunt proxy americanilor și vin să-i bată pe ruși. Nu e foarte logică propaganda asta. Deci îi spun că dușmanul nostru a rușilor sunt americanii. Înțeleg. Da? Dar... Și noi luptăm și cu românii, cu toți soldații americanilor, adică trupele, adică polonezi, baltici, români, bulgari și ucrainienii. Dacă ai întreba pe stradă, ați lupta împotriva ucranienilor, rezultatul ar fi poate că nu. Dar dacă spui, ați lupta împotriva americanilor, atunci da. Deci e rezultatul propagandei care funcționează destul de bine și care dă roadele pe care... Pentru că altfel, în momentul în care... Deci, eu zic de niște sondaje din decembrie, n-am văzut altele noi acum... În momentul în care le cer la nivel de tineret 18-26 de ani, au o părere bună despre Ucraina. Ucraina este o țară democratică, mult mai democratică în comparație cu Rusia. Dar în momentul în care ai trecut de la... O să constați că ar merge. Acolo sunt americani, de fapt. Și nu uitați un lucru. Ați spus că nu adică e... Noi suntem, domnule Goșu, noi suntem frați, chiar dacă nu vorbim aceeași limbă, suntem legați istoric, dar, deci, ucrainienii sunt frații noștri, dar sunt duși pe drumul cel rău de americani.
Americanii sunt cei care le bagă în cap idei și împingă război cu noi. Putin, întoarceți-vă la articolul lui Putin din vara anului trecut despre Ucraina. Cum se termină articolul? Spune că Ucraina independentă nu mai există, nu? Că nu poate să fie independentă pentru că are ministere consiliere american, britanic și canadien, da? Și că rolul Rusiei este să lupte pentru ca Ucraina să redevină independentă. În interiorul Federației Ruse. Că Ucraina antirusească e neindependentă. Asta e politica sovietică, adică îți garantăm o independență în interiorul viitoarei Uniuni Sovietice. Adică independența pe care ți-o oferim noi, nu independența falsă pe care ți-o oferă americanul. Da, da. Dar fără Uniunea Sovietică. Uitați, nu e vorba de Uniunea Sovietică aici. E ceva altfel ca proiectul lui Putin. Nici el nu știe exact, dar apropo de discuția noastră vrea anterioară. Vrea statul satelit, adică tot un fel de Uniune Sovietică. Așa. Exact. Nu, Uniunea Sovietică era un stat, în fine, n-ar rost să stăm că nu asta e tema noastră. Dar apropo de elită și de dezamăgire, Putin, acum, sigur, n-are alegeri mâine în Rusia. În Rusia azi nu există lider ai opoziției ca să sancționeze poporul. Nu există nici măcar presă independentă ca să pună în sub lumina reflectoarelor eșecurile și erorile lui. Dar nici în 62, nici sub Hrușciov nu exista un lider al opoziției. Și totuși, doi ani mai târziu, Hrușciov e înlăturat în urma unei lovituri de palat. Pentru ce? Pentru eșecul criza cubaneză. Deci Putin tot are de jucat pentru un public intern. Că asta mi se spune acum, că domnule, Putin nu are nicio treabă, joacă doar el cu Bush. Nu este așa. Nu există politică externă separată, nici chiar în cazul Rusiei. Deci, deconturile se pot face în timp mai târziu. El a crescut foarte tare miza. În momentul ăsta e complicat pentru Putin să se repoziționeze, să dea înapoi. De asta... Da, dacă Putin proiectează slăbiciune către establishmentul de la Kremlin, nu va ieși bine din povestea asta. Să știți că spiritul imperial, nostalgia privind marea superputere, care acum se dorește a fi una globală, jucător la mai multe mese și nu una doar regională, este prezent, toate acestea sunt prezente la firul ierbii în mentalul societății ruse. Nu este numai Putin cel care are la un moment dat un anume tip de apetit pentru a ieși agresiv într-o direcție sau alta. S-a ocupat timp de 20 de ani Vladimir Putin să crească acest sentiment imperialist exact. În interiorul societății. Și ideea de în momentul în care, acum două zile sau trei, când americanii au făcut desfășurarea prin rotație, oarecum într-un proces natural al celor 1000 de soldați americani, toată presa din Federația Rusă a spus, iată, suntem în pericol, ne atacă, trebuie să ne pregătim. 1000 de soldați americani. Pauză și revenim cu concluzii despre ce se întâmplă. Vedem dacă România joacă vreun rol în povestea asta extrem de complicată cu război, cu diplomație, cu interese economice, geopolitice. În acest conflict în proximitatea granițelor? Garanții ferme în condiții de pace, garanții ferme în condiții de război. Deci, în acest moment este clar, forța militară a Federației Ruse permite o invazie generalizată în ceea ce privește Ucraina. 2. Alianța Nord-Atlantică nu va interveni militar împotriva Federației Ruse în Ucraina. Aceste lucruri, aceste elemente sunt clare. Clare. Bun. Mai departe însă, un eventual conflict fierbinte ar genera probleme economice majore, redistribuirea resurselor economice ale României spre apărare și spre zona defensivă. 2. Probabil un val de refugiați. La granița de nord a României cu exact. Ucraina. Exact. 3. În special, probabil din partea comunității românești din Ucraina. Discutăm de sute de mii de români. Sute de mii de români. 3. O problemă... Uitați, aici e o întrebare, o provocare. Ar trebui să începem... cum să spun eu, o strategie să punem la punct un plan de a aduce comunitatea în granițele României, comunitatea românească de acolo? Exact.
o situație preventivă din punct de vedere economic. Este clar, bine, vin banii de la PNRR, dar în acel moment ce zonă internațională mai vine să lucreze sau să coopereze cu tine în condițiile în care ai război la frontieră, în sens larg? Coridoarele de energie. Deci tu ai probleme să calculezi o factură, dar emite în condițiile de blocadă al zonelor de energie și al livrărilor de energie și de o parte și de alta. De o parte prin sancțiuni, de partea cealaltă prin oprirea celor două coridoare. Deci este greu de imaginat cum se desfășoară un război generalizat în Ucraina, iar pe de altă parte Gazpromul livrează la timp și la prețul corespunzător de energie spre Europa. Sancțiunile, într-un prim val, s-ar putea să meargă spre aseturi financiare și, de asemenea, din zona energiei și spre persoane în Federația Rusă, dacă începe războiul. Prima vizată este Banca Centrală a Federației Ruse. Deci, în acel moment, circuitele financiare se vor perturba foarte serios. Federația Rusă este jucător și în mai multe alte zone de la nivel global. Deci, este o problemă care trebuie aproape istoric privită pentru a fi soluționată. Finlanda și Suedia sunt acum la ușa NATO. Dacă e să fac o estimare din ce mai știu din alte vremuri, Moscova e mai preocupată să nu intre Suedia în NATO decât Ucraina. Pentru că în legătură cu Ucraina, mă rog, sunt o serie de semnale, într-adevăr există reticențe de tot felul. Dar situația este una excepțională astăzi când vorbim. Nu trebuie să așteptăm să înceapă războiul ca să avem stupefacții și acum cum acționăm. Pentru că în momentul acela fiecare își privește la propriile interese. Ori, din această perspectivă, sper, cred că există, cel puțin în acest moment, responsabilitate și asumarea unor măsuri, cum se spune, de early warning, de reacție preventivă, de reacție anticipată. Dacă nu se întâmplă, nu e nimic. Foarte bine. Să dea Dumnezeu să nu se întâmple. Domnule Goșu, ce a trebuit să facă România, întrebam apropo de comunitatea românească din Ucraina, care nu este foarte simpatizată, înțeleg. E destul de diferită. Ai un tip de comunitate în nordul Bucovinei și Ținutul Herței, altceva de comunitate în regiunea Odessa, în sud-vestul Ucrainei. Dar să luăm și un exemplu, nu știu, Israelul. Astăzi, Israelul pe 23-24 a publicat un plan, da? Ambasada și ambasada de la Moscova și ambasada de la Kiev au pregătit în caz de război evacuarea 75.000 de etnici evrei din Ucraina. Sunt bazele, știu unde îi duc, în regiunea Harkov, sunt toți înregistrați. O să-i mute, Israelul are experiență, a mai făcut operațiuni de tipul ăsta, atât de ample, nu. Dar oricum, știe să... Putem și noi imagina scenarii de groază în care armata rusă se îndreaptă spre regiunea Odessa și atunci o să ai și de o etnie română, dar asta nu înseamnă că îți limitezi numărul refugiaților și accesul lor doar la etnie. Asta ar fi o crimă. Să-i chem cu carnet de român sau de neromân, vă lăsăm sau nu vă lăsăm pe teritoriul României. Ar trebui în aceste zone de graniță să pregătim niște adăposturi, să pregătim oameni specializați, să urmărim cu maximă atenție. Da, decizia care ar fi să acceptăm, dar o decizie de a accepta migranți din zonele acestea cu conflict ar fi una bună? E umanitară, probabil că intrăm în conflict direct cu Federația Rusă, încă o dată, nu? Adică... Nu intri în conflict, adică tot rușii se supere pe noi că primim refugiații, că valurile de refugiați fiind generate de războiul pornit de Rusia nu există așa ceva. De altă parte, eu invit și eu la puțin realism în condițiile în care România se îndreaptă spre un hău, spre o criză demografică de amploare, când nu mai găsești în București, în restaurante, decât chelneri din Asia. Ar fi o mană cerească pentru România dacă
în câteva săptămâni sau ar veni 500.000 de oameni ca să ocupe locurile de muncă rămase statul din închipuiți. Da, dar ar fi niște cheltuieri pentru statul român să îi cazeze, să-i gestioneze, să-i protejeze, cel puțin pe termen scurt, până când pot să-și caute posibilitatea să subziste, să supraviețuiască în România. Adică un efort... E mult, mult mai ușor să integrezi pe ei pe piața muncii românească. Ar fi o binecuvântare pentru economia României să ai o mână de lucru calificată, pregătită, care, cum să spun, foarte ușor să o poți integra. N-avem noi șansa asta. Mie mi-e teamă că și cei care vin o să vină să rămână în România, o să treacă prin România îndreptându-se spre Austria sau spre Germania sau să vor duce direct în Polonia, cum, pentru că acolo sunt deja 2 milioane de ucrainieni. Acolo sunt comunități ucrainiene destul de bine înșurubate. O concluzie apropo de o posibilă criză umanitară, ar fi o provocare pentru statul român. Nu putem gestiona, nu știu, 10-15 mii de afgani. Da, absolut de acord că este o situație de urgență care poate să apară peste noapte. Este o reacție vis-a-vis de care România nu se poate deroba. Nu există niciun fel de argumente, indiferent cine se refugiază în condiții de război, să nu primească un anume tip de ajutor de sprijin. Merge la Bruxelles să cerem bani, probabil, cum au făcut turcii, cum au făcut alții, în fața unor valuri mari de migranți și pe motive de război. Soluțiile Bruxellesului au lipsit aproape cu desăvârșire. Da. Mulțumesc pentru prezență. Domnilor, ne revedem mâine la ora 21. Începem o săptămână de foc. Invitat special, multe lucruri interesante. Să sperăm că vor rezolva criza energetică. Am informații că până vineri există obligația din partea Ministerului Energiei să rezolve această mare, mare criză energetică pe facturile la gaze și electricitate. Urmează știrile nopții. Să ne revedem sănătoși mâine. Numai bine!